Cadrele medicale care luptă zilnic să salveze bolnavii de COVID-19 se pot transforma în orice secundă în pacienți. Virusul nu ține cont de vârstă, iar tinerii sănătoși devin extrem de vulnerabili când se infectează. La Spitalul Colentina, doi asistenți medicale au ajuns în punctul în care văd secția de terapie intensivă din perspectiva pacienților acum, fără combinezoane, dar cu perfuzii și aparate care îi ajută să respire mai ușor. Urmăriți un material în exclusivitate dintr-o secție ATI COVID, care în ultimele 13 luni aproape că nu a avut un pat liber. Eduard are 33 de ani și de 6 ani lucrează la terapie intensivă. Acum s-a transformat în pacient, deși e sportiv și nu are alte probleme de sănătate. Boala l-a doborât și timp de câteva zile bune a fost dependent de masca de oxigen. Am stat câteva zile, am crezut că m-am făcut bine, am plecat acasă, aveam decât 10% afectare pulmonară, după care în cele 3-4 zile care am stat acasă, am revenit și la următorul CT aveam 60% afectare pulmonară. Am fost praf, nu mai puteam nici să vorbesc. Criticile celor din jur la adresa medicilor îl afectează și mai rău acum când el este cel care are nevoie de îngrijiri. Când îi văd la televizor pe cei care sunt în stradă și protestează, și vine să mă bag cu ei parte. Când nu pot să înțeleg cum poate să gândească așa ceva despre boala asta. Realitatea cruntă pe care o trăiesc pacienții cu COVID-19 ne-a povestit-o și Violeta. Lucrează din anul 2007 în spital. Nu a scăpat de boală și virusul SARS-CoV-2 a slăbit-o atât de tare încât are nevoie de îngrijiri la terapie intensivă. Din momentul în care a apărut primul simptom, în 2 zile s-a agravat. Au apărut durerile musculare, durerile de cap, durerile de gât. Și mă durea în spate foarte rău. După 13 luni de pandemie, medicii au ajuns aproape la capătul puterilor. Obosiți, epuizați fizic și psihic. De putut nu mai putem de acum, dar trebuie să tragem de noi, pentru că, evident, alte resurse umane nu există. Tot noi suntem. Boala este imprevizibilă, iar medicii ne sfătuiesc să ne protejăm cât putem de mult. Faza bună trece primejdearea până una alta. Chiar dacă sunt sceptici, e bine să ia în calcul că poate să fie din acel procent. Noi nu putem prevedea, din păcate, nu putem să prevedem care om face formă severă și care om face o infecție asimptomatică. Cadrele medicale încearcă să găsească o urmă de speranță în tot acest haos. Marele avantaj că lucrăm în zona roșie este că în zona roșie putem să stăm mai apropiați și să comunicăm mai bine și ne susținem unii pe alții, pentru că altă șansă nu există. Vă dați seama că este foarte obositor să vezi așa ceva și terapia intensivă, chiar dacă este secția dintre viață și moarte. Și eram obișnuiți oarecum cu aceste cazuri critice, acum ne-au cam depășit psihic. Doar azi sunt internați la terapie intensivă 1456 de pacienți.